La data de 28 aprilie, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică și Poliției Municipiului Râmnicu-Vâlcea au depistat în flagrant delict 4 tineri care transportau ilegal pește cu un autovehicul. Polițiștii au descoperit asupra tinerilor aproape 500 de kilograme de pește pescuit ilegal din râul Olt, în localitatea Ionești. Polițiștii au procedat la efectuarea controlului autoturismului, în interiorul căruia au fost descoperiți 15 saci ce conțineau pește de diferite specii, o barcă pneumatică și plase de pescuit monofilament și plurifilament. Din verificările efectuate s-a stabilit că aceștia ar fi pescuit peștele în noaptea de 27 spre 28 aprilie din râul Olt. Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică au dispus confiscarea și ridicarea în vederea confiscării următoarelor bunuri, respectiv autovehiculul folosit la transport cu o valoare de aproximativ de 20.000 de lei, 477 de kilograme de pește, speciile crab și caras, în valoare de 6.000 de lei și 1.500 de metri de plase de pescuit monofilament și plurifilament și o barcă pneumatică cu vâsle. Cei patru tineri prinși în flagrant s-au ales cu dosare penale sub aspectul comiterii infracțiunilor de pescuitul comercial sau sportiv fără licență sau autorizație de pescuit, pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace al peștilor și al altor viețuitoare acvatice în perioada de prohibiție, deținerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit ori produse din pește, producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament.